Ședința a început cu întârziere. În sală era prezentă doar avocata lui Vyacheslav Ceban, Sabina Cerbu, în timp ce apărătorul celuilalt inculpat a lipsit. După pronunțarea sentinței, singura care accepta să discute cu presa a fost procurorul Adriana Bețișor. 3.000 unități convenționale în privința lui Caraman și 2.250 în cazul lui Ceban Vyacheslav. Urmează să studiem partea motivatorie a acestei sentințe și în circumstanțele în care atestăm careva aspecte netemeinice cu care nu suntem de acord, o vom contesta. Astfel, inculpații au trecut pe lângă o posibilă condamnare la 7 ani de închisoare, conform codului penal. De-a lungul carierei sale, Vyacheslav Ceban a deținut funcția de șef al Departamentului Instituțiilor Penitenciare și de viceministru de interne, iar în momentul reținerii era angajat al Serviciului Protecție și Pază de Stat. Finul acestuia, Stanislav Caraman deținea funcția de inspector în cadrul Serviciului Vamal. Aceștia au fost reținuți pe 25 iunie sub acuzația de trafic de influență. Potrivit procurorilor, ei au estorcat 60.000 de euro de la un bărbat. În schimbul banilor, l-ar fi asigurat că vor clasa dosarul în care respectivul era învinuit. Cei doi au obținut o sentință mai blândă după ce și-au recunoscut vina.